Nivelul următor. Pauză de masă. După cum ați observat, am reușit să fac 5 puncte. Vă arăt acum imediat cum se face. Aici îți prinde capcană nouă. Adică, wall blades. Toparele este mișto așa de perete. Ok. O prezentare a mapei. O secundă îți dau sunetul un pic mai încet. Așa. Deci, prezentarea mapei. Aici este portalul. Aveți decât două uși. Cea de sus. Aici nu aveți nimic, și aveți ușa de jos, pe unde orice vin și se urcă pe partea aceea. Ok. Acum să vedem. Ce o să vă luați? Chestiile obișnuite. Sabia. Arcaș. Și chestia nouă. Cum o să vreți să începeți? Puneți două din astea aici. Și două din astea. Și o să mai rămână destule puncte pentru din asta. Bun. Dați drumul. Primul wave o să vină de aici. Încercați să dați headshot-uri. Am descoperit ceva. Dacă apăsați pe rotița de la mouse, dă un zoom. Care mie nu prea-mi place, dar... doar v-am arătat. Ok, asta a fost primul wave. Haideți să mai punem. Așa. Ok, acum o să vină de jos, o să vezi, puneți capcani nici pe partea asta. Da, momentan una. Ocupați-vă de ei. Mi-a venit o mică idee care s-ar putea să vă placă în legătură cu canalul meu. Sau măcar sper că o să vă placă. Ce ați zice să fac walkthrough-uri în engleză? Ce părere aveți? Eu nu chiar aș vrea, mi-ar fi un pic mai simplu, ca să zic așa. Știu să vorbesc ca lumea engleză. Și mie mai simplu mie să vorbesc în engleză decât în română, nu știu de ce, dar... în fine. Doar atât am vrut să vă spun. Ce părere aveți? Sper că o să vreți. Pentru că și-o vreau. Și am înțeles că e un pic mai eficient. Adică acum am decât 15 subscriberi și cam așa am rămas de câteva zile. Adică nu prea să uită cine știe ce român la mine. Ca să zic așa, și m-am gândit să le fac în engleză. Dacă o să le fac în engleză, o să fie mai dinișor. Pentru că o să fie mai eficiente și o să se uite mai multă lume. Având în vedere că engleza e limba internațională. Da. Așa că n-ar fi. Dar acum sunt curios ce părere aveți și voi. Ok, să mai punem capcane.
nivelul ăsta sunt foarte de folos capanele noi. Ok, haideți să mai punem și pe aici. Ah, da, aici cred că o să vină și un ogre de jos. Nu o să fie greu să-l bateți. Bun, acum avem o mică pauză. Data viitoare cred că va veni ogru. Ok. Să vedem acum ce să mai punem. Încă două din astea. Da, și cam asta cred că și momentan. Că nu prea mai avem ce să mai punem. Și cu atâta cred că o să rămâneți la tot nivel. Ok, să-i dăm drumul. Bun, frumos. Ar fi bine să pune și niște capcane pe jos. Așa, doar ca să fie. Wow. L-am uitat pe ăsta. Ok. Scuzați că n-am fost atent, era cât pe ce să dau în bară. Bun, ultimul wave, aveți grijă. Mai puneți niște capcane dacă vreți.
Și, cum am spus, 5 puncte. Nu prea am explicații multe de dat aici decât să... ce pe spune capcane sus. Da. Cred că asta ar fi. Vă reamintesc încă o dată de propunerea mea cu walkthrough-uri în engleză. Vă rog să lăsați în comentarii. Și cam atât am avut de spus. Ne vedem în episodul următor. Pa!